Primarul Romanului Lucian Micu s-a întâlnit și cu vicepremierul Sevil Șaide la București la adunarea generală a Asociației Municipiilor din România, care s-a desfășurat luni 13 martie. Cu această ocazie, vicepremierul României a aflat faptul că la Piatra Neamț s-a întâlnit doar cu primarii socialdemocrați. Vicepremierul a aflat de la edilul șef al Romanului că primare de altă culoare politică nu au avut posibilitatea să afle de la această întâlnire despre oportunitățile de finanțare ale unor proiecte, fiind astfel vizibil discriminați. Primarul Romanului a declarat în conferința de presă de marți, 14 martie, că vicepremierul Sevil Șaide și-ar fi cerut scuze pentru comportamentul președintelui Ionel Arsene, asigurându-l că primarii din întreaga țară vor fi tratați cu aceeași atenție. Vicepremierul României Sevil Șaide a mai declarat că fondurile vor fi alocate doar pe proiecte, nu pe criterii politice. Am avut o discuție cu doamna viceprim-ministru Sevil Șaide, în care i-am adus la cunoștință faptul că cele două motoare ale economiei județului, Piatra Neamț și Roman, nu au fost invitate la acea dezbatere. Dumnezeu a spus că nu a făcut ea organizarea și a cerut scuze în numele organizatorului, pentru că a spus că nu e normal acest lucru și că va trata cu maximă importanță toate proiectele care vor veni din comunități locale, indiferent ce primari au aceste comunități. Dar să știți că, într-adevăr, i-am adus la cunoștință acest aspect și a rămas profund dezgustată de maniera în care a înțeles președintele Consiliului Județean să facă acele invitații. Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a ținut să atragă atenția asupra faptului că nu va putea să facă proiecte în locul comunităților locale. A spus însă, cu subiect și predicat, că nu a primit din partea liberalilor nici o propunere de proiect care să vizeze dezvoltarea județului. Îmi doresc ca și primarii municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț să-și facă treaba și să aplice pentru aceste fonduri, să facă proiecte, să implementeze proiecte pe fondurile Ministerului Dezvoltării, pentru că astfel putem să modernizăm tot județul. Acolo unde primăriile nu vor aplica cu proiecte, din păcate, eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, n-am ce să fac. Că nu mă pot băga peste treaba primarului. În concluzie, îmi doresc ca și Piatra Neamț și Roman și Târgu Neamț și Bicar și orașele și toate comunele să atragă cât mai multe fonduri pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Ceva, orice idee pe care o are unul din colegii mei vicepreședinți, unul din colegii din plenul Consiliului Județean, așa cum am spus și colegilor mei de la Partidul Național Liberal, încă aștept ziua aia în care un coleg de-al meu de la Partidul Național Liberal să vină cu o foaie să zică: domnule, uite, aici am gândit eu un proiect pentru județul ăsta, eu, liberal convins, și cred că e și liberal proiectul ăsta, mă susțineți să-l implementez. Până astăzi, trebuie să recunosc că n-a venit niciunul. Așadar, salut ideea domnului Asaftei. Sigur că vom face studii de oportunitate, de fezabilitate, dacă din punct de vedere al poftim? De-aia vă spun, trebuie să discutăm, nu am discutat, recunosc până acum, să orice idee bună care se susține, Consiliul Județean Neamț și președintele Consiliului Județean o va susține. Cum scuzele vicepremierului Sevil Șaide nu țin nici de foame, nici de sete, primarul Lucian Micu declară că așteaptă să treacă cele 30 de zile în care Consiliul Județean va trebui să-i comunice criteriile potrivit cărora au fost împărțite fondurile din cotele defalcate ale TVA, după care va trece la acțiunea juridică în contenciosul administrativ de suspendare a incriminatei hotărâri de Consiliul Județean. Reamintim faptul că la această alocare Romanul a primit doar 60.000 de lei, mai puțin decât ultima comună condusă de primar pesedist din județ. Pe parte juridică, sigur, noi vom merge mai departe cu demersul nostru. Eu aștept în continuare, vă spuneam, acele criterii și modalitatea de calcul în baza cărora s-a făcut alocarea de fonduri. În ceea ce mă privește, eu mă voi zbate în continuare la ministerele de resort pentru atragerea de proiecte
de la nivel guvernamental, dar și proiecte europene. Cum acest tip de proces se poate întinde pe durată foarte lungă, este ușor de bănuit că Romanul sau oricare altă comunitate locală nemulțumită de modul discreționar de alocare a fondurilor va primi în următorii 2 ani vreun bănuț pentru dezvoltare, până un alta municipiul nu este prins în proiectele județului decât cu un heliport.